dimineața, stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Deci, aceeași rugăminte eu o adresez oaspeților, vizitatorilor, vă rog să vă ocupați locurile. Secretariatul, vă rog să anunțați prezența. Doamnelor și domnilor deputați, bună dimineața. Vă anunț că la ședința Parlamentului, din total celor 101 deputați, și-a înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații Vieru Boris, concediu medical, Dodon Igor, cerere, Morcov Ghenadi, cerere, Abramciuc Veronica, Botnariuc Tatiana, Greceanu Zinaida, cerere. Ședința este deliberativă, vă rog să onorăm drapelul țării. Mulțumesc. Stimați colegi, înainte de a începe ședința, vreau să vă aduc la cunoștință că în perioada premergătoare și-a sărbătorit ziua de naștere colegul nostru Alexandru Cimbriciuc. De asemenea, astăzi își sărbătoresc zile de naștere colegii Iurie Apostolache, Anatolie Dimitriu și Lilian Zaporojan. La mulți ani, le dorim multă sănătate și succes în activitate. De asemenea, vreau să vă informez, domnilor deputați, că Curtea Constituțională, prin hotărârea numărul 22 din 17 iunie 2014, a validat mandatul de deputat în Parlament al candidatului supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, domnul Vladimir Tilnov. Să-i dorim și lui succes în această perioadă scurtă care a mai rămas de mandat, dar importantă. Stimați colegi, acum urmează să aprobăm ordinea de zi, dar doamna președinte Postoico, doriți să fac un anunț? Vă rog, doamna Postoico. Da, mulțumesc, domnul președinte. Fracțiunea PCRM solicită de la tribuna centrală să oferiți cuvântul deputatului Gheorghe Angel pentru a da citire și depunerea moțiunii simple. Vă mulțumesc. Dacă e moțiune, atunci cu siguranță, nici nu se discută. Vă rog frumos. Moțiune simplă. Asupra stării grave, criminogene în țară, politicilor în domeniul apărării ordinii și securității publice, precum și activității Ministerului Afacerilor Interne. Subsemnații, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracțiunii PCRM, în conformitate cu articolul 106 din Constituția Republicii Moldova, articolele 112-115 din capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moțiunea simplă asupra activității Ministerului Afacerilor Interne. Motivarea. Misiunea Ministerului Afacerilor Interne constă în realizarea prerogativilor constituționale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea și realizarea politicii statului în asigurarea legalității, menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice, combaterea criminalității organizate, asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și apărarea proprietății publice și private, etc. Ministerul este condus de ministru, numit în funcție în modul stabilit de legislație. Acesta răspunde de întreaga activitate a instituției respective în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului și în fața Parlamentului. Activitatea Ministerului Afacerilor Interne în ultimii ani a fost compromisă de acțiunile negândite, dezorganizate, uneori nocive sau chiar și destructive a conducerii Ministerului Afacerilor Interne, care au dus la reducerea capacității poliției în realizarea atribuțiilor sale. Aceste acțiuni au început imediat după venirea la guvernare a actualei majorități parlamentare. În 2009, când a fost dezlănțuită o adevărată campanie de discreditare a polițiștilor, fiind fabricate 72 de dosare penale împotriva lor. Apoi, sub pretextul reformelor, a fost modificată legislația, lipsând polițiștii de protecția socială a statului, și anume, a fost anulat dreptul de acordare a spațiului locativ, la compensațiile pentru plata chiriei și a serviciilor comunale, precum și alte sporuri la salariu, reducându-le astfel veniturile cu circa 35%.
Totodată au fost majorate cu 5 ani cenzul de vârstă și stagiul de muncă care oferă dreptul la pensie. Toate acestea au demoralizat angajații Ministerului de Interne și i-au demotivat să-și facă datoria onest, principial și cu dăruire de sine. Ca urmare, în ultimii ani, la cerere personală au fost concediați peste 40% din polițiști, aceștia fiind, de fapt, și cei mai experimentați colaboratori. Locurile vacante au fost suplinite cu polițiști tineri, neexperimentați, astfel neasigurându-se continuitatea. Astăzi este vădit faptul că reforma Ministerului Afacerilor Interne, inițiată prin concepția adoptată de guvern, este una vicioasă. Aceasta reprezintă doar o manipulare a societății, păcălind partenerii de dezvoltare care au finanțat-o, precum și cetățenii cu promisiuni deșarte. Prețul plătit este ascendența înspăimântătoare a dinamicii criminalității în Republica Moldova, exprimată prin cele mai oribile manifestări infracționale, proprii ultimei decade a secolului trecut. Acum, populația n-are încredere în această instituție, datorită activității nesatisfăcătoare, profesionalismului scăzut, nivelului înalt de corupție, abuzurilor, urmăririi penale selective, la comandă, politizării poliției. Realitatea arată o creștere bruscă a numărului de infracțiuni, în special a celor grave, deosebit de grave și excepțional de grave. Au revenit omorurile la comandă, reglările de conturi dintre grupările criminale, infracțiunile cu utilizarea armelor de foc și substanțelor explozive. Zilele trecute, întreaga societate a fost iarăși șocată de atacurile tâlhărești asupra unei bănci și a unei case de schimb valutar, săvârșite cu o cruzime deosebită, cu utilizarea pistolelor mitraliere de tip Kalashnikov, în rezultatul cărora au fost omorâte două persoane și altele două fiind grav rănite, iar instituțiile respective au fost deposedate de milioane de lei. Trebuie să reținem că nicio infracțiune deosebit de gravă sau excepțional de gravă, de rezonanță sporită în societate, nu au fost descoperite în ultimii ani. Nu se face nimic pentru profilaxia, pentru întâmpinarea comiterii crimelor. Totodată, în ultima perioadă, Ministerul Afacerilor Interne a fost implicat în mai multe scandaluri cu elemente de corupție. În calitate de deputat, de nenumărate ori, am atenționat asupra degradării permanente a situației criminogene din țară, în speranța că cei care guvernează vor întreprinde măsuri pentru a îmbunătăți administrarea treburilor în Ministerul Afacerilor Interne. Multiplele noastre interpelări la acest capitol, fie că au fost tratate prin răspunsuri superficiale, fie că au rămas fără examinare, precum și solicitările de a organiza audieri parlamentare în speță. În pofida acestor realități, îngrijorarea noastră și a societății nu este împărtășită și de către Ministrul Afacerilor Interne, acesta demonstrând un comportament inadmisibil pentru funcția de ministru. Domnul Dorin Recean este figurantul mai multor acțiuni scandaloase. Săvârșirea unui accident rutier, convorbiri telefonice ilegale cu șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, achiziții publice frauduloase în sumă de 1 miliard de lei, etc. Toate acestea demonstrează că politica conducerii Ministerului Afacerilor Interne contravine intereselor țării și a societății. Ministerul s-a transformat într-un instrument pur politic, condamnând ordinea de drept din țară la degradare și faliment. În aceste circunstanțe, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a pierdut dreptul moral de a elabora și realiza politici în domeniul ocrotirii ordinii de drept și securității publice a statului, precum și de a exercita conducerea generală a Ministerului. Dispozitivul. Având în vedere cele menționate mai sus, în baza prevederilor Constituției Republicii Moldova și a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moțiune simplă constatăm situația nesatisfăcătoare în domeniul ocrotirii ordinii de drept și securității publice, ceea ce pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor, precum și asigurarea drepturilor fundamentale. Remarcăm eșecul politicilor în acest domeniu. Solicităm susținerea prezentei moțiuni simple, ceea ce va impune inițierea imediată a procedurii de demitere a Ministrului Afacerilor Interne, domnului Dorin Recean. Este semnată moțiune de deputații fracțiunii Partidului Comuniștilor și transmit președintelui Parlamentului pentru a-i da curs.
Stimați colegi, sunt suficiente semnături pe această moțiune. Deci, conform prevederilor Parlamentului, regulamentului Parlamentului, urmează ca dezbaterea moțiunii să aibă loc la data stabilită de birou permanent în termen de 14 zile lucrătoare de la depunere. Deci, la ședința biroului permanent, săptămâna viitoare, vom decide când va fi data dezbaterilor în plen. De asemenea, urmează ca comisia de profil să vină cu avizul în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii moțiunii. Deci eu dispun ca moțiunea să fie transmisă guvernului, să fie repartizată deputaților și respectiv comisiei de profil pentru aviz. Și acum, stimați colegi, urmează să aprobăm și ordinea de zi. Pe lângă ordinea de zi deja aprobată, avem și proiectul propus de birou permanent și am și mai multe cereri parvenite de la deputați și le voi propune atenție dumneavoastră în ordinea în care au fost transmise în prezidium. Prima, semnată de 6 deputați, privind includerea în ordine de zi a proiectului cu numărul 233. Doamna Șupac. Da, mulțumesc, stimați colegi. Vă reamintim că anul 2014 este unul semnificativ pentru Republica Moldova, având în vedere aniversarea a 655 de ani de la întemeierea statului moldovenesc. Este o dată istorică importantă pentru majoritatea absolută a cetățenilor țării noastre. Toți noi, moldoveni, ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, evrei, români, bieloruși, romi, armeni, polonezi și alții, constituim poporul Moldovei. Poporul care trebuie să fie mândru de istoria noastră comună multiseculară. Poporul care a reușit să-și demonstreze capacitatea de a fi continuatorul acelei tradiții statale unice, ale cărei baze au fost puse acum 655 de ani. Este datoria noastră a tuturor, stimați colegi de la guvernare, ca această aniversare să fie sărbată la cel mai înalt nivel, nivel oficial, așa cum a și planificat și a reușit să facă asta guvernarea comunistă în prima jumătate a anului 2009. În acest context, stimați colegi, fracțiunea Partidului Comuniștilor propune includerea în ordine de zi a inițiativei legislative sub numărul 233 cu privire la proiectul hotărârii Parlamentului privind sărbătorirea aniversării a 655 de ani de la întemeierea statului moldovenesc. Supun votul această propunere. Cine este pentru? Stimați colegi, noi nu dezbatem anumite proiecte, deci să face o propunere la ordinea de zi și fără dezbateri o supun votului. Să fie inclusă în ordinea de zi ori nu. Deci constat număr insuficient de voturi. Următoarea cerere, semnată de 6 deputați, privind includerea în ordinea de zi a proiectului cu numărul 217. Doamna Șupac. Da, mulțumesc. Domnii deputați de la guvernare, fracțiunea Partidului Comuniștilor vă propune în mod urgent să luați măsuri astfel încât condițiile dumneavoastră de lucru să corespundă regulilor de comportament în timpul examenelor de bacalaureat. Dacă argumentați că camerele video sunt instalate pentru a lupta împotriva corupției, atunci așteptăm ca începând de azi mass media moldovenească să aibă acces în sălile de ședință ale Parlamentului și Guvernului. Dacă elevii timp de aproape 4 ore, stimați colegi, nu au avut dreptul să iasă din sală la viceu pe motivul luptei cu corupție, bine, dați elevilor același exemplu. Dacă elevii nu au avut dreptul să intre în clădirea școlii în cazul în care detectorul de metal semnala, uneori fiind obligați chiar să se dezbrace până la lingerie de corp, păi bine, atunci fiți exemplu în utilizarea acestor metode. Iar dacă dumneavoastră aveți dubii în conținutul pro-european și democratic acestor metode... Vă rog, stimată coleg, nu este o luare de cuvânt, este deci o propunere la ordine de zi, da, vă rog.
Propun. Lasă epuizat minutul, vă rog să finalizați. În această ordine de ideri, fracțiunea Partidului Comuniștilor, stimați colegi, propune includerea în ordine de zi proiectul de lege sub numărul 217, care prevede interzicerea echipării centrului de bacalaureat cu diferite aparataje tehnice. Mulțumesc. Supun votul această propunere. Cine este pentru? Număr insuficient de voturi. Următoarea cerere, semnată de 6 deputați, privind includerea ordine de zi a proiectului cu numărul 173. Doamna Domente. Stimați colegi, propunerea noastră este să suplinim ordinea de zi a ședinței Parlamentului pentru această săptămână cu proiectul de lege 173 din 12 mai 2014, care are drept scop sporirea gradului de protecție socială a unor categorii de cetățeni care locuiesc în Stânga Nistru, unele localități din Stânga Nistru ale raionului Dubăsari. Legea prevede acordarea unui supliment bănesc, unei compensații bănești lunare diferențiate de la 300 la 500 de lei, pensionarilor pentru limite de vârstă și celor cu dizabilități încadrați în sistemul de asigurări sociale, precum și persoanelor cu dizabilități, inclusiv din copilărie, copiilor cu diferite forme de dizabilități, precum și copiilor care și-au pierdut întreținătorul încadrați în sistemul alocațiilor sociale. Datele statistice denotă că cetățenii acestor localități beneficiază de garanții sociale mai mici ca volum decât media pe țară, datorită specificului acestei regiuni în care locuiesc. Vă rog, finalizați. Eu rog susținerea dumneavoastră pentru a include în ordine de zi acest proiect, care deocamdată încă nu are avizul guvernului, dar avem practică aici în Parlament de a examina proiecte de lege fără avizul guvernului, de aceea vă îndemn să facem acest lucru în primă lectură. Costul acestui proiect nu este unul mare, dar este unul foarte important pentru cetățenii acestor localități. Mulțumesc. Supun votul această propunere. Cine este pentru? Constat număr insuficient de voturi. Următoarea cerere semnată de 6 deputați privind includerea ordine de zi a proiectului cu numărul 1002. Domnul State. Mulțumesc. Domnul președinte, stimați colegi, nu m-am mirat, dar m-a dezamăgit în totalitate refuzul dumneavoastră de a vota proiectul propus de doamna Șupac. Stimate coleg, dumneavoastră la proiectul cu numărul 1002. V-ați înregistrat. Vă rog frumos. Domnul Corman, vă rog foarte mult ca să-mi puneți timerul și să nu mă învățați ce trebuie să spunem. Domnul State, la 30 mai anul trecut, Parlamentul a luat o decizie. Eu conduc ședințele plenare, dumneavoastră anunțați voturile din sectorul din stânga. Acum dumneavoastră v-ați înscris pe 1002 și eu sunt obligat să vă solicit dumneavoastră ca să vă referiți la 1002. Vă rog frumos. Da, eu înțeleg, sunteți foarte mari năcealnic, într-adevăr, dar eu cred că din noiembrie noi să ne schimbăm cu locurile. Și respectiv, în acest context, stimați colegi, deja de mai mult timp încoace, deci fracțiunea noastră cu toată insistența propune un proiect de lege care ține de neutralitatea Republicii Moldova. Cred că în contextul celor evenimente care se întâmplă acum în sud-estul Europei, inclusiv în Ucraina, această temă devine una extrem de importantă, inclusiv și pentru stabilitatea și securitatea Republicii Moldova. În acest sens, stimate domnule președinte, stimați colegi, vă rog foarte mult ca să conștientizați pericolul care există pentru țara noastră. Să încercăm ca să ne gândim nu la interese de partid, nu la interesele României, Bruxellesului, Washingtonului sau Moscovei, ci să ne gândim la statalitatea Republicii Moldova, la aceea ca să păstrăm pacea și securitatea pentru cetățenii țării noastre. Și de aceea vă îndemn și vă rog ca să votăm acest proiect pentru a avea posibilitatea să-l dezbatem și să întocmim la nivel de lege procedura și practica recunoașterii și executării statutului de neutralitate pentru Republica Moldova. Mulțumesc! Supun votul această propunere. Cine este pentru? Număr insuficient de voturi. Următoarea cerere semnată de 5 deputați privind includerea ordine de zi a proiectului cu numărul 147. Doamna Mironic. Mulțumesc, Mironic, fracțiune PCRM. Уважаемые товарищи депутаты,
обращаясь еще раз к вам и вообще ко всей нашей общественности, чтобы они внимательно прислушались к тому, что с 3 апреля 2013 года мы предлагаем законодательную инициативу. Это такой проект закона, который разработан в целях обеспечения некоторых мер дополнительной социальной защиты участников Второй мировой войны. И это прежде всего связано с тем, чтобы увеличить размер ежемесячного государственного пособия этим людям, кроме того, предоставить им медицинскую помощь на дому и право на ежегодное государственное пособие в размере стоимости одной санаторной путевки. И кроме того... Да, Вороксенкец. Помощь в приобретении ортопедического медицинского оборудования. Неужели мы не можем с вами в канун 70-летия освобождения Молдовы и 22 июня 73-й годовщины начала Великой Отечественной войны внести в повестку дня эту законодательную инициативу? Прошу включить в повестку дня. Спасибо. Supun votul această propunere. Cine este pentru? Număr insuficient de voturi. Și ultima cerere, semnată de 6 deputați, privind includerea în ordine de zi a audierilor prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Zagorodny. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte, estimați colegi. Este cunoscut faptul că la 27 iunie 2014 urmează să fie semnat așa zisul acord de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. În acest context, fracțiunea PCRM solicită organizarea unor audieri cu invitarea primului ministru Iuri Leancă la subiectul conținutul acordului în cauză. Ținem să menționăm că la elaborare acest acord nu a fost dezbătut public, nu a fost luat în considerație opinia societății civile. Privind prevederile acestui acord, ba mai mult, acest acord, stimați colegi, încalcă flagrant mai multe articole din Constituția Republicii Moldova și riscă să fie declarat neconstituțional. Vă atenționăm din start. În rezultatul acestor audieri, noi propunem ca să venim cu un nou proiect de acord care va reflecta pe deplină măsură interesele adevărate ale statului Republica Moldova și a întregii societăți. Rog ca această propunere să fie pusă la vot. Mulțumesc. Supun votul această propunere. Cine este pentru? Număr insuficient de voturi. Domnilor deputați, acestea au fost cererile care au fost depuse regulamentar. Eu văd aici o listă încă de 7 persoane care s-au înscris. Deci noi acum, domnilor deputați, suntem la faza aprobării ordinii de zi. Dar dacă sunt propuneri de modificare a ordinii de zi, atunci eu trebuie să le am pe masă în scris, așa cum prevede regulamentul. Nu scrie regulament nici despre asta. Și președinții comisiilor tot ar trebui să vină cu cereri. Deci strict la ordinea de zi. Eu vă atenționez, haideți repede, ca să nu pierdem timpul, că avem de muncet. Deci eu atunci le iau în ordinea în care v-ați înregistrat, dar încă o dată repet, nu vă supărați, dar dacă nu la ordine de zi, atunci am să vă rog la sfârșitul ședinței, da? Domn Brega. Mulțumesc, Brega, facțiunea Partidului Liberal. Domnule președinte, aș vrea să am o informație oficială în privința prezenței Ministrului Sănătății, conform regulamentului, sau el ignoră în totalmente Parlamentul. Aș vrea să aflu o informație oficială. Da, subiectul a fost abordat și la ședința trecută de alți colegi. Eu m-am interesat la începutul ședinței, fiindcă am avut acea discuție și nu am văzut prezența ministrului în lista invitaților care și-au exprimat disponibilitatea să vină și am rugat, am dat dispoziții ca să ne clarificăm pe parcursul ședinței și ca domnul ministru să vină să răspundă la întrebare. Așa? Domn Brega.
Bregă, fracțiunea Partidului Liberal. Domnul președinte, deși după informațiile care dispun au pervenit în Parlament de la Centrul Național Anticorupție și la Procuratura Generală, ei au să prezinte săptămâna aceasta raportul ce se referă la inundațiile din 2008. Deci aș propune ca să-l includeți la biroul permanent săptămâna viitoare în ordine de zi, pe joi sau pe vineri, când o să fie comod. Mulțumesc. Vă rog să faceți și înscriți o solicitare către biroul permanent. Domnul Juraschi. Onorat Parlament, propun un minut de recunoaștere pentru ustașii căzuți în lupta de la Teghina acum 22 de ani în urmă, pentru apărarea țării și integritatea națională. Am pasat dacă nu... Domnul Godea. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, ieri a fost o sărbătoare specială, Ziua Națională a Istoricilor. Permiteți-mi să felicit toți istoricii și împătimiții de istorie, inclusiv și deputații care au la bază formația istorică, și vreau să am un îndemn pentru toți, să ne cunoaștem istoria ca să ne putem construi viitorul. Mulțumesc. Doamna Ivanov. Domnule președinte, în calitate de președinte a Comisiei Mediu și Schimbări Climatice, solicit respectuos excluderea din ordine de zi a proiectului numărul 191, sub numărul 6 din ordinea de zi, deci în legătură cu faptul că ieri Comisia s-a întronit pe baza subiectului respectiv și nu a adoptat cu raport. Deci două ministere, Economiei și Mediu, au solicitat o săptămână pentru a definitiva acest proiect. Rog să puneți la vot. Da, nu-l văd pe domnul Ioniță. Domnul Ioniță, deci propunerea este ca să amânăm pentru săptămâna viitoare proiectul cu numărul 191, unde dumneavoastră sunteți raportor, pe motiv că încă nu există cu raportul. Acceptăm această propunere. Domnul Ioniță. Domnul președinte, am vorbit cu autorul și în principiu se acceptă, dar rugăm insistent ca să fie cu raport săptămâna viitoare. Deci atunci transferăm, dacă există consens, pentru săptămâna viitoare. Și domn Petrenco. Mulțumesc. Grigore Petrenco, fracțiunea PCRM. Eu aș vrea să mă adresez și președintelui Parlamentului și tuturor colegilor deputați. Ieri, în cadrul vizitei de lucru la București a delegației Parlamentului din Republica Moldova, a avut loc deschiderea expoziției fabricată în Basarabia, la care au participat deputații din majoritatea parlamentară. Vreau să-i aduc aminte că denumirea oficială a Republicii Moldova este Republica Moldova și nu Basarabia. Eu îmi cer scuze, stimați colegi, dar nu este la ordine de zi. Deci nu este la ordine de zi. Puteți să vă înscriți cu o declarație și vă expuneți poziția și toate doleanțele. Doar la ordine de zi, vă rog, domnul Petrenco. De procedură. Domnule președinte al Parlamentului, eu m-am adresat la dumneavoastră, deoarece dumneavoastră ați semnat dispoziția de deplasare pentru acest grup de deputați și această măsură a fost inclusă în agenda, în programul oficial al vizitei la București, fabricat în Basarabia. Noi în ce țară trăim? Domnul Petrenco, dacă este la mine întrebare, atunci ascultați, vă rog, răspunsul. Eu am semnat dispoziție privind participarea membrilor Comisiei Comune pentru Integrare Europeană la ședința care a avut loc în Parlamentul României. Și în rest, nu, solicitați de la mine să vă dau răspunsuri la întrebări care nu vizează competențele mele. Stimați colegi, dacă la ordine de zi mai sunt anumite propuneri constructive. Eu văd că doamna Mironic este următoarea, dar poate a rămas de data trecută, da? Așa. Așa cred și eu. Domnul Popa, vă rog. Domn președinte, stimați colegi, ieri în cadrul biroului permanent am propus ca proiectul de lege cu numărul 169, completarea anexei la legea numărul 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea strategiei naționale. Vă rog un pic mai tare, dacă se poate, să se audere prost la noi.
Poftim, domn președinte? Un pic mai tare, dacă se poate. Deci numărul proiectului care este? Deci ieri la ședința Biroului Permanent am propus ca proiectul de lege cu numărul 169 să fie exclus din ordinea de zi din motivul că Comisia pentru Agricultură și Industria Alimentară, ca co-raportor, nu a examinat la ședința Comisiei acest proiect de lege. Astăzi aduc la cunoștință colegilor din plenul Parlamentului și solicit ca el să fie exclus pentru a da posibilitate ca Comisia să examineze acest proiect de lege și să vină cu un co-raport amplu la această inițiativă legislativă. Vă mulțumesc. Domnule Ionuță, noi sunteți raportor. Propunerea este ca să fie exclus proiectul cu numărul 69, de asemenea pe motiv că nu există co-raportul. Vă rog. Stimați colegi, sunt și autorii aici. Noi, în principiu, Comisia, suntem gata și dacă se acceptă abordarea ca să avem grup comun cu Comisia Agricultură, bine, dar dacă se insistă, Comisia Economie, Buget și Finanțe este gata. Dar pe aici deja noi prima lectură și noi suntem de acord ca grupul să fie comun de lucru. Noi vom, de atât așa autorul a acceptat să nu mergem prin lege de o singură lectură, dar să fie prin două lecturi, ca împreună Comisia Agricultură să pregătim pentru lectura a doua. Dacă se acceptă așa, domn președinte, ca să mișcăm lucrurile. Da, eu văd că există, ca și în cazul anterior, consens, sunt de acord și autorii și atunci, la fel, transferăm acest proiect pentru săptămâna viitoare. Și o rugăm ca să veniți cu raportul. Domnul Hadârcă. Da, mulțumesc. Fracțiunea Partidului Liberal Reformator. Solicităm o pauză de 10 minute pentru a clarifica, deci, atitudine la un subiect din ordinea de zi pentru 10 minute pauză. Membrii Comisiei solicită lucrul acesta, de fapt. Deci, revenim la 10:50. Anunț o pauză. Domn președinte Postolică, vă rog. Da, mulțumesc, domnul președinte. Fracțiunea PCRM cere ca să ne oferiți o pauză de 20 de minute pentru a ne clarifica cu acele chestiuni care dumneavoastră n-ați dorit să fie incluse în ordine de zi. Să ne formăm poziția doar fracțiunii. Doar cu precizarea că majoritatea parlamentară, deci n-a dorit să le susțin. Dumneavoastră, da? Sunteți în frunte acestei majorități acum, din sală. Eu credeam sală. Că sunt și al dumneavoastră. Da, la momentul meu mai sper încă. Atunci combinăm cele două pauze și revenim la ora 11, da? La ora 11.